Salutare tuturor, bine v-am regăsit la Hearts of Iron 4. De data aceasta vom face un război al template-urilor. Mi-a venit ideea în urma unor comentarii care primisem de la unul dintre voi, care spunea ceva de genul folosirea light tank-urilor pentru încercuire. E bine, am zis hai să testăm cât de bine funcționează light tank-ul pentru încercuire. Și ca să dăm șanse egale ambelor tabere, am ales să folosim, pe de-o parte, ok, modul normal de joc cu România și Ungaria ca și adversar. AI-ul este disabled, nu vor folosi nimic de genul comandant sau general, tehnologiile sunt setate în mod egal pe ambele nații, nu se produc noi echipamente, nici pentru o țară, nici pentru cealaltă. Acum vom comuta pe partea Ungariei, doar să aruncăm o privire și acolo. Avem 45 de divizii de infanterie și 15 divizii de light tank. O să vă explic imediat de ce. Aceasta este structura infanteriei. 9 batalioane de infanterie, nu avem support equipment. Un total de manpower de 9000 și un infantry equipment consumat de 900. Ok. Comutăm la loc pe România să vă arăt și template-ul celelalte țări, template-ul fiind de light tank, regimentul de blindate, este alcătuit din 2 batalioane de light tank și 2 de motorized infantry, la care avem evident costuri și manpower diferit, avem 3400 manpower asociat cu acest template, infantry equipment în valoare de 200, motorized în valoare de 100, și light tank în valoare de 120. Toți acești factori au fost luați în calcul pentru a calcula, să zicem, forțele, distribuirea egală a forțelor. Și rezultatul a fost acesta, și anume pentru 3 unități de infanterie, un light tank, se poate construi un light tank. Oricum am pune lucrurile, cam astea sunt costurile, adică de ce? Pentru că, evident, avem infantry equipment 0.5 per pușcă. Deci 900 de astfel de puști costă în jur de 450. Un template full de light tank, combinație light tank, motorized care are 2.5 costul, light tank are 8, plus ceva infantry equipment necesare pentru trupele care stau la baza acestui template, duc costul template-ului de regimentul de blindate, din punct de vedere al tuturor acestor echipamente, undeva pe la 1310. Cum ziceam, celălalt template are costuri de doar de 450, 900, ori puștile care sunt 0.5 duc tot costul total undeva la 450. Drept urmare, rezultatul final este că avem de-a face cu 15 divizii de light tank, cam atât putem să producem, în acontul a 45 de divizii de infanterie, cu 9 batalioane de infanterie, iar în momentul de față, ambele batalioane au fost complet echipate din punct de vedere echipament de luptă și manpower. Pe partea de manpower, acum, evident, România are un mic avantaj, și anume că are pe câmpul de luptă doar 51.000 trupe, și are în rezervă 759.000, ceea ce este semnificativ mai mult decât are Ungaria, care are pe câmpul de luptă 405.000 și în rezerve 405.000. Am ales să mai dăm încă o dată același manpower care este pe câmpul de luptă și în rezerve, numai că pe partea României, evident, blindatele nu au nevoie de atât de mult manpower și avem practic o grămadă de manpower raportat la ceea ce este pe câmpul de luptă, de încă 10 ori diferența. Limitarea însă vine din partea de echipamente. Am ales atât pe partea României cât și a Ungariei să alocăm un număr de echipament, încă o dată același echipament care este deja alocat trupelor, în jur de 14.400 light tank, motorized 3.700K, infantry equipment 1.500K. Pe partea Ungariei avem ceva similar, dar din punct de vedere doar infantry equipment au 20.200K infantry equipment. Bun, acum că am setat taberele, suntem deja în război, nu vom folosi generali, suntem pe Ungaria. Ceea ce putem să facem acum, înainte să începem în război, setăm un offensive line. Ungaria va ataca, la fel ca și România.
Ne comutăm pe partea României, avem cele 15 divizii, vedem dacă avem vreo șansă cu acestea, mai ales că sunt semnificativ mai puține decât cele 45 de divizii. Acum se vede forța blindatelor, să zicem. O să dăm un save aici, ready, set, go. Light tank versus infantry. Go. One. Și puteți să începeți deja să pariați pe o tabără sau pe alta. Sincer, eu aș paria în prima fază pe diviziile de infanterie. Dar asta e doar o părere personală. Acum vom vedea care dintre ele va câștiga efectiv. Având în vedere că amândouă vor ataca, chiar este greu de prezis. Tankurile ar trebui să preia inițiativa, dar anyway, hai să nu mai pierdem vremea. Apropo de experiența trupelor, amândouă sunt setate pe green. Bun, au început trupele bătaia. Să vedem acum cum funcționează. Teoretic avem suficient echipament de luptă pentru a putea vedea ceva. Supplementary budget. Am uitat să menționez, dar vă spun acum, ori suportul este setat ambele tabere de la în proporții de 80 și 76%. Hai să vedem aici niște strategii de luptă folosite. Attack și shock, defend. Se pare că România este cea care atacă, dar nu reușește să țină piept, se pare, ungurilor. Au trecut ungurii pe planul ofensiv acum. Da, ceva un pic de așteptat acum. Avem prea puține divizii de blindate ca să ținem piept atâtor divizii de infanterie. Hai să comutăm pe partea Ungariei, care se pare că îi merge destul de bine. Spanish Civil War, we don't care about it. Au pierdut și ei vreun K de manpower, de echipament. Încă au foarte mult. Poate asta să fie problema, nu știu. Manpower, deja au sacrificat ceva manpower acum. Ca să dăm o mică pauză, se pare că România a pierdut mai mult manpower decât ei. Dacă se lățește linia frontului, nu e prea bine pentru România, pentru că nu avem suficiente blindate ca să acoperim. Deci varianta full blindate, bad idea, mai ales dacă adversarul are mult mai multe divizii de infanterie. Se pare că deja avem puncte aici în care nu putem să ținem linia frontului. Dar cam asta este ceea ce putem să producem la costuri similare. Incredibil, dar adevărat, se pare că Ungaria a și terminat una dintre doi vizii. A fost un dezastru total pentru România cu templeturile mare, încă doar 13 divizii. Diviziile de blindate se pare că nu reușesc să facă față. Vom mai încerca două alte moduri, însă deja este cam clar ceea ce spre ce se îndreaptă acest război. Mai avem destul de mult manpower, dar degeaba. Ungaria pierde mult mai puțin manpower decât noi. Și deja au cam reușit să-i capituleze. Mai comutăm o dată pe Ungaria, deja este aproape de granița maximă setată. Putem să-i dăm maximul de graniță anyway. E cam clar ce se va întâmpla. Nu mai vorbim de faptul că deja trupele lor sunt experienced maxim. Vom mai încerca acum strategia în care doar una dintre țări atacă și cealaltă se apără. Vedem cum va funcționa acest lucru. Vom lăsa Ungaria să facă inițiativa de atac. Overall, la final se pare că România are cele mai mari pierderi. Capitulare. Bun, acum hai să facem un reload. Am zis practic de la, ca și așteptare că mă așteptam să se întâmple acest lucru. Mă așteptam să se întâmple ceea ce s-a întâmplat. Dezactivăm AIU, să țineți minte tot timpul dacă încercați astfel de teste, trebuie scos AIU.
Bun, acum România va face război defensiv. Comutăm pe partea Ungariei, nu avem ce să urmărim neapărat pe partea României. Și să vedem acum cum merge, dacă în România doar se apără folosind tancuri. Este oricum clar în inferioritate numerică față de unguri, din punct de vedere număr divizii. Să vedem acum cât de bine se apără niște divizii de blindate versus divizii de infanterie. Ia cum merge războiul. Nu ca pierderile Ungariei și ale României sunt 0, 875, ca pierderi de 5 ori mai mari. Și văd că au reușit chiar să pătrundă peste România. Nu înțeleg aici exact de ce. Ia să mută pe partea României rapid. Nu mi-e clar aici exact de ce nu recuperăm poziția respectivă. Aproape pentru că suntem deja într-un război. Defensiv nu se pot permuta. Acum, fiind setat pe modul auto, nu va profita de oportunitatea de a împinge latura aia. Au pierderi clar semnificativ mai mari, de 15 ori mai mari, dar se pare că tot reușesc să-i împingă. Da, 21 de K, 10 K pierderi. Și chiar au reușit să-i încercuiască. Da, nu e niciun scenariu în care ar putea blindatele acestea. Poate și numărul lor este foarte mic. Dar cam asta e ceea ce poți să cumperi cu prețul a 45 de divizii de 45 de divizii de infanterie. Prețul a echipamentul echivalent pentru 45 de divizii de infanterie, cam asta e ceea ce poți să cumperi ca și blindate. Sunt foarte slabe la tankurile, practic, din punctul ăsta de vedere. Și, na, evident că nu merită investiția în light tank, full în light tank. Ok, e cam clar ce se întâmplă. Este full loss momentan. Pierderile sunt dezastroase. Au pierdut 3 divizii, nu cred că mai pot recupera. Putem să mai dăm aici o ultimă desperate defense cu împingere. Dar nu cred că lucrurile se vor schimba. Da, nu se pot apăra. Cele 12 divizii. Dar nu înțeleg aici Ungaria de ce nu mai împinge. Un pic, probabil. Anyway, și facem un ultim attempt de reload. Vedem acum ce se întâmplă dacă Ungaria doar se apără. Ungaria nu mai atacă în acest scenariu. Să vedem dacă au vreo șansă diviziile de Ungaria. Să nu uităm să dezactivăm IU. IU ce ar face, practic, ar activa generalii. Și am zis că nu vom folosi general în acest test, dar vom face unul și cu general. Bun, deci Light Tank versus Infantry. Acum doar România atacă. Să vedem dacă e capabilă să facă ceva. Cred că vom genera niște pierderi colosale pentru România. Nu cred că vor reuși să spargă granița oricât i-am lăsat. Sunt pur și simplu prea puține divizii de blindate. Da, deci respinse complet pe toate liniile.
Acum, întrucât nu a funcționat varianta asta, nu vom mai folosi strategia respectivă, ci hai să folosim Spearhead. Să vedem dacă pot să setez un Spearhead, având în vedere cum e setată granița. Hai să setăm un frontline micuț. Deși... Am înțeles. Hai să încercăm așa. Nu, nu e prea simpatic Spearhead-ul ăsta. Ok, am schimbat un pic strategia, dar nu e semnificativ mai bună. Da, pur și simplu este o respingere totală a atacurilor. Spanish Civil War. Tot ne bat la cap ăștia cu războaiele lor civile. Da, pe partea Ungariei n-au nicio problemă să respingă atacurile și au pierderi foarte mici comparativ cu România. La fel, echipamentele lor abia se consumă. Se apără foarte bine. Varianta Full Light Tank versus Infantry Equipment, Infantry nu funcționează. Și nu vom mai insista, e cam evident ceea ce s-a întâmplat. Ce aș încerca mai mult, să vedem combinații de Mixed Troops, în care să combinăm Light Tank-uri cu Infantry Equipment versus Infantry Equipment versus Infantry. Sau combinații de genul Light Tank versus Medium Tank, etc. Bun, aștept comentariile, sugestiile voastre, dacă aveți noi idei de combinații, provocări care să le încercăm din punct de vedere trupe versus trupe. Cum ziceam, acestea au fost template-urile, divizie de infanterie, 9 batalioane de infanterie fără suport equipment versus România. Pe partea României am avut regimentul de blindate, 2 de light tank, 2 de motorized infantry, care evident are costuri mult mai mari și se pare că efectiv nu poate să facă, nu reușește să îi învingă pe unguri. Aici există un mic weakness, se pare, și chiar și acolo. Curios că au reușit într-un final să-i slăbească. Sunt curios dacă se vor reîmprospăta acum, odată împinși. Dar asta în condițiile în care doar s-ar apăra. Dacă ar face și ei război ofensiv, nu ar funcționa acest lucru. Acum o combinație de ceva mai puține divizii de light tank cu divizii de infanterie ar putea să ofere ceva mai mari șanse de izbândă din punct de vedere. Uite aici chiar e curios acum, dar se pare că aproape i-au epuizat din punct de vedere manpower, deși pierderile României sunt mult mai mari. Avem șanse, wow! Au reușit să intre pentru un moment peste ei. Da. În mod curios se pare că light tank-ul poate să pătrundă. Dar trebuie să luăm în calcul faptul că acum ungurii nu împing absolut deloc. Și doar se apără. Oricum am mâncat o grămadă de manpower, dar avem și de unde. Echipament deja s-a dus pe negativ în ceea ce privește infantry equipment și motorized. Light tank-uri în schimb nu s-au consumat atât de multe. Poate a fost alocată, cred că am alocat un pic eronat cantitatea de echipament necesar. Anyway,
am alocat-o relativ la costuri. Cel puțin pe partea Ungariei s-ar putea să fie alocat ceva mai mult echipament de rezerve, dar... Hai să mai comutăm o dată pe partea României. Dacă e mai alocat niște echipament de luptă, niște motorași și infantry equipment. Equipment. Și încă vreo 800 de bucăți de motorized. Motorizatele au un nume mai special de fapt. AFB 3 minus ton. Toate astea... Durează destul de mult ofensiva pe partea României, mult mai mult decât durează pe partea cealaltă. Anyway, cam ăsta a fost minuclipul. Probabil că la un moment dat a reușit să pătrundă peste ei. Dar consumul este semnificativ mai mare pe partea României. Pe partea Ungariei, cred că abia dacă și-au consumat echipamentul care aveau, au consumat vreo 4K, mai puțin de 4K, vreo 3K de infantry equipment. Și manpower abia dacă au consumat 20.000, stau foarte bine și trupele lor sunt deja seasoned și veterans. Dacă le-am dat război ofensiv, acum s-ar încheia rapid războiul. E cam una dintre strategiile care se poate folosi oricând. Și se pare că infantry equipment-ul este mult mai ieftin. Poate face minuni versus divizii de blindate. Atunci când nu vă permiteți blindate, mergeți pe infantry equipment. Bun, cam asta a fost mini-clipul. Mersi pentru audiență, sper că v-a plăcut. Dacă aveți comentarii, sugestii, puteți să-mi lăsați. Tot așa, noi idei de teste primim și încercăm. Oricum aș mai avea câteva și urmează să le arătăm cât mai curând. Mersi și bye bye!